e ora poveștilor. Povestea care o să vă citesc astăzi se numește Păsărica Lica zboară la mare. Text și ilustrații Dina Hașcu Gimpu Rica Lica este o pitulice veselă și muncitoare. Ea locuiește în pădure cu multe alte surate de ale sale, vecine de cartier. Toate și-au făcut căsuțe, adică cuiburi, în diferiți copaci, în tei, stejar și arțar, în paltini ulmi, fagi și alți arbori. Căsuța Licăi, foarte confortabilă, se află în vârful unui carpen. Are acolo toate comoditățile, salon, dormitor, bucătărie, chiar și cameră de baie, dar toate sunt micuțe-micuțe, ca și dânsa. Dis de dimineață, înainte de a-și începe ziua de lucru, Lica face baie. Cădița și-a improvizat-o într-o frunză mare și zimțată de carpin, în care se adună roua limpede și curată. Licăi, ca și multora, îi place să cânte în baie, căci așa își face bună dispoziție pentru întreaga zi. După baie, ea își spală cioculețul maroniu cu o periuță minusculă. Periuța este foarte comodă și moale, căci perișorii ei sunt din floarea copacului de matase, apoi își zburlește în grabă chica să se usuce mai repede. Și mai aruncă o privire cochetă în oglindă. Apoi păsărica noastră își ia micul dejun. Iată dejunul licăi. O midă la grătar, două pulpe de țânțar, ceva boabe de scoruș, bătute cu gălbenuș, larve grase cu mărar, o lăbuță de bondar, roă dulce o picătură și o fărâmă de coptură. Și după dejun, Lica pornește la lucru în căutarea hrănii. Hăt încolo, după amează, ea și celelalte surate ale ei sunt frânte de oboseală. Și ca să se mai odihnească puțin, se duc la scăldat, în reulețul ce traversează pădurea. Acolo e liniște, umbros și răcoros. Și doar floricelele își clatină căpșoarele colorate în boarea zefirului. E mare bucurie să te scalzi în râu, să te scufunzi, să faci bulbuci de apă, să-ți tropești vecinele, să te zbengui fără nicio grijă, atâta doar că apa e curgătoare și dacă nu ești atentă, te ia vârtejul și te duce tocmai în vale până la marginea pădurii. Ziua păsărilor trece repede prinse fiind cu fel de fel de treburi gospodărești. Iar când se întunică bine afară și pe cer își face apariția frumoasa doamnă luna, prietenele se adună într-un copac bătrân și rămuros pentru a cânta în cor. Aceasta este cea mai plăcută ocupație a pitilicilor. Trilurile lor iscusite se aud la mari depărtări, avântându-se în cerul întunecat și plin de stele. Mile de stele stau nemișcate, ascultând dulce și minunata lor cântare, iar uneori, câte una dintre ele le clipește din ochi în semn de plăcere și admirație. Nu de mult păsărelele i-au adus licăi o știre incredibilă, ci că undeva departe de pădurea și râulețul lor există o apă mare, mare. Și apa asta nu are nici început și nici sfârșit, adică nu are capăt și stă pe loc. Adică nu curge la vale, așa se numește mare una din surate îi spuse cu însuflețire. Da, ci acolo este minunat să te odihnești, căci totul este pe gratis. Toți locuiesc într-o casă mare, mare, cu multe cuiburi aparte, care se numește hotel. Altă surată o completă. Și si ci are și stele. Nu sunt chiar așa de multe, ca deasupra casei noastre și ci numai cinci. A treia prietenă mai adaugă și să mai știi că acolo poți mânca și bea cât îți poftește inima, căci au niște cantine la care le zice restaurante. Cea de-a patra preciză. Au și niște locuri de adăpost la care le zice baruri. A cincea surată o miră și mai tare pelică. Dacă ar fi numai asta, au acolo și niște căzi enorme de scăldat, care se numesc piscine. Chiar și locurile de odihnă, unde te întinzi pe niște pă pătulețe, la care le zice șezlonguri. Și cea de-a șasea, care avea probleme cu dulciurile, zise entuziasmată. Și culmea, poți să comanzi înghețată când e mare căldură afară și vrei să te răcorești oricând. Lica a rămas impresionată de poveștile prietenilor sale, așa că toată noaptea s-a visat în mijlocul acestor minunății. Dimineața, se trezi cam amețită și simți că, în genere, a obosit să facă în fiecare zi unul și același lucru. Lica, chipzuind de lung și hotărâ, să-și ia un răgaz, să se odihnească. Și până la amează se decise. Își face bagajele și zboară la mare. Dar mare e locul unde vine să, te, să se odihnească lume de peste lume din atâtea țări străine, așa că prietenele ei, păsărelele, au sfătuit-o înainte de a zbura să treacă pe la cele mai mari magazine din cartier, să-și procure cele mai necesare lucruri. Să-și ia niște ochelari de soare, un costum de baie, geantă de plajă și șlapi. Rochii, sandale, fulare de mătase și bijuterii. Două pălări asortate, o poșetă și un geamantan nou nouț. Astfel împachetează, Lica va face față chiar și celor mai exotice zburătoare. Că ce auzise ea, că acestea sunt din calea afară de gătite și extravagante, dischi, dichisite cu penaje colorate, cu moțuri în frunte, cu cozi lungi și stufoase. Lica noastră nu se va face de rușine în fața înaripatelor străine și nu va arăta deloc mai rău ca porumbelul încoronat. Păsarea colibri, mus, muscarul regal, păsările Turaco, Liră și tucani, dar și altora de teapa lor. În ziua plecării, pitulicile au venit să o petreacă pe și să-i ureze călătorie sprâncenată. Ea se simte emoționată și fericită când sfârșit se va odihni. Și nu doar atât, va vedea o mulțime de locuri noi, frumoase și necunoscute. Lica promite să-și facă un jurnal de călătorie și să le trimite zilnic suratelor ilustrate, colorate din țările calde unde zboară. Dar și poze de ale sale cu locurile pe care le-a vizitat. Lica este singură că, sigură că o așteaptă impresii nemaipomenite pe care le va împărtăși cu drag prietenilor sale. La întoarcere. Iar la anul viitor, cine știe, poate zboară încolo, la mare, toate împreună. Căci orice distracție și veselie se dublează când ești alături de cele mai bune prietene ale tale.